În turul 2 al alegerilor prezidențiale din data de 24 noiembrie, la nivelul județului Călăraș a câștigat candidatul PNL, Klaus Iohannis, cu 63.587 de voturi, obținând astfel un procent de 53,91%. Candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a obținut 54.353 de voturi, înregistrând un procent de 46,09% din voturile valabile exprimate. La nivelul județului Călăraș au fost deschise 235 de secții de votare, iar din totalul de 249.060 de persoane înscrise pe listele electorale permanente, s-au prezentat la vot doar 119.756 de persoane, înregistrându-se o prezență la urne de 48,07%. Voturi valabile exprimate au fost 117.940. Ca de fiecare dată am venit și am votat. De data aceasta, ca și în alte ocazii, am votat pentru o Românie în Europa. Sau am votat pentru ca noi să rămânem pe mai departe în Europa. Am trăit 3 ani foarte grei, am făcut 3 ani de opoziție, am trăit 3 ani foarte grei și am luptat împotriva PSD-ului. A venit și ziua în care PNL-ul, care are și guvernarea, care trebuie să aibă și președinția, care peste câteva luni va avea mult mai mulți primari decât are la această oră, să ajungă să conducă România și, bineînțeles, după 4 ani, să fim în stare să spunem că am făcut ceva pentru țara noastră. Am văzut de dimineață o imagine foarte plăcută, care chiar m-a impresionat, cu o fată în Spania care a cântat Acasă e România. Și niște imagini care, într-adevăr, sunt impresionante și care ne demonstrează că, indiferent unde ai fi în lumea asta, gândul ți este acasă. Și acasă înseamnă România. Și România înseamnă că trebuie să fie în Europa. Și în Europa, România trebuie să fie o țară normală. O țară care să se dezvolte și o țară care să ofere tuturor românilor, de unde ar fi ei, să le ofere posibilitatea să se întoarcă acasă. Am votat astăzi pentru ca românii de peste tot să se întoarcă acasă și să găsească aici, acasă la ei, în România, locurile pe care și le doresc pentru a munci și pentru a-și crește copiii, pentru a-și întreține bunicii și părinții. Am venit să votez pentru o Românie normală, o Românie ce trebuie modernizată, o Românie care în Europa să-i se cunoască într-adevăr valoarea, pentru democrație, pentru adevăr, nu pentru minciună, o Românie în care toți românii să poată trăi în liniște, în siguranță și nu peste mult timp și în prosperitate.